Bună ziua, eu sunt Camelia Chira și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Începând de acest an vom face matematică împreună. Astăzi vom face ecuația de gradul al doilea și vom începe cu formula generală, care este a x la a doua plus bx plus c egal cu 0. Și este rezolvă în modul următor. Mai întâi o să trebuiască să calculăm discriminantul și noi o să-i spunem delta, care este egal cu b la a doua minus 4 a c. Și acum, dacă o să avem delta mai mare ca 0, atunci ecuația are două rădăcini distincte reale și va avea x1, 2 egal cu minus b plus sau minus radical din delta, totul 2a b. Dacă delta este egal cu 0, atunci ecuația are o rădăcină. Deci o să avem x1 egal cu x2 și este egal cu minus b supra 2a. Dacă delta este mai mic ca 0, atunci ecuația nu are rădăcini reale. X1, 2 nu aparține numerelor reale. Și să dăm și exemple. Și să luăm primul exemplu. X la a doua minus 5x plus 6 este egal cu 0. Și vom începe cu primul pas, identificarea coeficienților ecuației. Și o să avem a, o să fie 1, b o să fie minus 5 și c o să-l avem pe 6. Știm că ecuația noastră de gradul 2 este ax la a doua plus bx plus c este egal cu 0. Da? Și coeficientul a-ul, aici îl avem 1, b-ul minus 5, deci luăm b-ul cu semnul din față cu minus și c-ul 6. Așa. Și acum, să calculăm delta. Pasul numărul 2, calculăm discriminantul. Noi îi spunem delta și știm că delta este egal cu b la a doua minus 4ac și vom avea b la a doua, care este minus 5, totul la a doua, minus 4, înmulțit cu a
care A-ul este 1. Înmulțit cu C, care C-ul nostru este 6. Și o să avem minus la o putere pară, o să ne dea plus, și 5 la a doua, 25. Și o să avem 25 minus 6 ori 1, minus 4 ori 1 ori 6, 24. Deci o să fie egal cu 1. Deci este mai mare ca 0. Odată ce avem rezultatul 1, delta mai mare ca 0, atunci o să avem două rădăcini. Știm că dacă delta este mai mare ca 0, atunci vom avea două rădăcini, x1 și 2, x2 egal cu minus b plus sau minus radical din delta supra 2a. Și acum vom înlocui B-ul, delta și A-ul în formula noastră. Și știm că X1, 2, egal cu minus B. B-ul nostru cât este? B-ul nostru este minus 5. Și o să avem minus, deschidem paranteză și punem minus 5 în paranteză, plus sau minus delta. Și delta la noi este 1. Deci radical din 1. Totul supra 2 ori înmulțit cu A. A-ul nostru, cât este A-ul nostru? Este 1. Înmulțit cu 1. Și atunci vom avea egal. Știm că la înmulțire minus cu minus o să ne dea plus. Să vă duceți la prima lecție pe care am făcut-o împreună, regula semnelor la adunare, scădere, înmulțire și împărțire, și să le învățați. Așa, și o să avem, deci minus cu minus o să ne dea plus și o să avem 5 plus sau minus. Și aici avem radicalul nostru este 1. Totul supra 2 ori 1, supra 2. Și atunci, cu x1 și x2, rădăcinile noastre, și o să luăm x1 egal cu 5 plus 1, totul supra 2, x1, 5 plus 1, totul supra 2, și x2 îl vom lua 5 minus 1 supra 2. 5 minus 1, totul supra 2. Și aici vom avea 6 supra 2 și o să ne dea 3. 6 de împărțit la 2 egal cu 3. Și aici vom avea 5 minus 1, 4 supra 2 și o să ne dea 2. Deci rădăcinile noastre sunt una 3 și una 2. Acesta este exercițiul de astăzi. Deci rezultatul avem x1 egal cu 3 și x2 este egal cu 2. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă aveți neînțelegeri, vă rog să-mi lăsați mesaj în comentarii. Și ne vedem cu următoarea lecție. Vă pup dulce! La revedere!